Salutare dragilor și bun venit pe canalul meu! Eu sunt Mish, iar în acest video am să vă prezint cel mai recent gadget de la Huawei pe care aceștia mi l-au trimis la testare cu puțin timp în urmă, iar eu abia așteptam să pot împărtăși cu voi aceste detalii pentru că trebuie să recunosc faptul că acest ceas chiar m-a cucerit. Este vorba despre Watch GT 3 Pro. Dar până să ajung la alte detalii despre el, vreau să vă arăt cutia în care a venit ceasul și toate accesoriile din interior. Îmi place foarte mult genul acesta de design, cât se poate de clean. Avem imaginea ceasului încă de pe cutie, știm deja la ce să ne așteptăm, sau cel puțin eu am crezut că știu la ce să mă aștept. Cu toate astea m-a surprins plăcut în momentul în care am deschis cutia. Aflăm faptul că vine cu Harmony OS și cam asta este tot ce aflăm în prima fază de pe partea frontală a cutiei. Îmi place foarte mult felul în care se deschide, iar în interiorul său, în primul și în primul rând, găsim ceasul. O să revin eu asupra lui de îndată pentru că am să vă povestesc mai multe lucruri despre el. Ceea ce vreau să vă arăt încă de la început este faptul că avem de-a face cu materiale premium, avem de-a face cu ceramică și ceasul arată extraordinar de bine. Iar în continuare, îmi place foarte mult felul în care se deschide cutia, cum sunt ascunse toate accesoriile. Avem aici un kit cu ajutorul căruia ne vom putea adapta brățara conform dimensiunii mâinii. Și când am văzut chestia asta prima oară, mi-am făcut puțin griji și m-am gândit că s-ar putea să fie dificil. Ei bine, m-am înșelat pentru că în, nu știu, mai puțin de un minut avem deja brățara adaptată la dimensiunea mâinii mele. Ea a venit deja cu aceste două zale extra instalate. Eu le-am dat jos pentru a mi se potrivi la mână ceva mai bine, pentru că am o mână foarte, foarte subțire. Iar aceste trei bucățele erau extra pentru cineva care are o mână ceva mai mare și vrea să îl folosească. Și avem nevoie doar de acest instrument pentru a scoate zalele și, v-am zis, se face foarte rapid, foarte frumos. Îmi place foarte mult cum au gândit sistemul. Este super la îndemână de adaptat de către oricine, credeți-mă pe cuvânt. În continuare, găsim în cutie ceva materiale și am să încep cu acest scurt ghid de utilizare, pentru prima utilizare de fapt, din care aflăm cum se pornește ceasul, cum îl punem la încărcat, ce aplicație este nevoie să descărcăm, este vorba despre Huawei Health și urmează apoi împerecherea. Totul a fost foarte, foarte rapid, vă povestesc și despre asta de îndată. Avem partea legată de garanție, dar și acest QR code pentru a porni instalarea și utilizarea device-ului. Nimic mai simplu. Iar accesoriul de care avem nevoie pentru a-l utiliza este, bineînțeles, încărcătorul acesta. Și acestea sunt toate accesoriile din pachet. Display-ul este unul AMOLED de 1,32 inch, rezoluție 466x466 pixeli. Fiecare detaliu este bine gândit, materialele sunt premium, iar experiența este una foarte plăcută cu el la mână. Iar în ceea ce privește caracteristicile, GT 3 Pro vine cu un senzor de temperatură cu ajutorul căruia putem oricând să ne verificăm temperatura corpului. Durează doar câteva secunde, dar are și un senzor pentru ritmul cardiac, unul pentru măsurarea nivelului de oxigen din sânge și trebuie să vă spun că nu durează o veșnicie cum se întâmplă la majoritatea ceasurilor care vin cu această funcție. Ne monitorizează calitatea somnului, dar și nivelul stresului. În plus, putem efectua un EKG în doar câteva secunde direct cu el. Sistemul său de operare este Harmony OS. Are un design destul de clean și se aliniază cam cu toate smartwatch-urile de pe piață în ceea ce privește ușurința cu care reușim să ne descurcăm și să navigăm prin meniu. Din punctul meu de vedere, iconițele arată foarte bine, avem un meniu destul de bine structurat încât să găsim rapid ceea ce ne trebuie și este suficient de luminos display-ul cam pentru orice condiții am avea. În plus, la capitolul antrenament, avem destul de multe categorii din care să ne alegem atunci când vrem să monitorizăm activitățile pe care le facem. Asta dacă suntem activi, bineînțeles. În timpul antrenamentului vom vedea în continuare pe ecran heart rate-ul, distanța parcursă, timpul de antrenament alături de oră, iar mai jos vedem numărul de pași, cadența lor pe minut și numărul de calorii arse. Ceasul poate fi folosit atât cu un telefon cu Android, cât și cu unul cu iOS. Este nevoie doar de descărcarea aplicației Huawei Health, pe care o găsim disponibilă atât în App Store cât și în Play Store. Iar configurarea și împerecherea, dacă stau să mă gândesc, nu cred că au durat mai mult de 5 minute. Iar din această aplicație, pe lângă faptul că ne facem anumite setări,
ne putem schimba și înfățișarea ceasului, putem să planificăm antrenamente, iar la partea de sănătate găsim toate informațiile care sunt relevante pentru ziua în curs, precum numărul de pași efectuați, caloriile arse, distanța parcursă, exercițiile înregistrate dacă este cazul, cum am dormit, numărul de bătăi ale inimii pe minut, nivelul stresului, nivelul oxigenului din sânge și toate aceste detalii sunt oferite de către ceas și sunt bineînțeles preluate de la ultima măsurare care s-a efectuat. Mi se pare că totul este simplu, la îndemână, iar fețele de ceas pe care le putem schimba arată absolut grozav și avem destule dintre care să ne alegem una care să ne ofere atât un aspect plăcut care să fie pe placul nostru, cât și informațiile de care avem nevoie pe parcursul unei zile. Pentru că dacă stăm să ne gândim, pentru o persoană activă, cu siguranță este important să știe cam ce distanță a parcurs, de exemplu, în ziua respectivă. Un aspect important pe care nu l-am menționat și trebuie neapărat să o fac este faptul că putem prelua apeluri direct pe el, pentru că acest smartwatch vine cu difuzor și microfon integrate. Eu l-am testat în această perioadă, chiar am vorbit destul de mult la el și calitatea sunetului este una foarte bună din punctul meu de vedere. Sigur, nu vom folosi această funcție într-un spațiu aglomerat cu zgomote și oameni în jurul nostru, pentru că n-am reușit să înțelegem aproape nimic cum ne și așteptăm. Dar acasă, de exemplu, dacă nu avem telefonul la îndemână și trebuie să preluăm rapid un apel, o putem face fără niciun fel de problemă și am primit feedback pozitiv și de la cei cu care am discutat, conversațiile s-au desfășurat foarte bine, toată lumea m-a auzit cum ar fi trebuit. Și apropo de apeluri care se pot prelua pe ceas, vreau să vă mai spun și că orice notificare primim pe telefon o preia și ceasul, indiferent de aplicația care o trimite. Însă, fie că este vorba despre WhatsApp sau mesaje text, nu putem să răspundem direct de pe ceas. Vom putea doar să vedem mesajul și să punem mâna pe telefon dacă este suficient de importantă notificarea primită încât să necesite un răspuns rapid din partea noastră. Dintre funcțiile importante, trebuie să menționez și faptul că vine cu certificare IP68 pentru rezistența la apă și îl puteți folosi pentru un not fără niciun fel de problemă, chiar și în apă sărată. Iar bateria nu ne dezamăgește deloc. Pe mine m-a ținut în jur de 5, aproape 6 zile aș spune și rar am văzut o autonomie de genul acesta. Acestea fiind spuse, sper că am reușit să vă prezint cele mai importante aspecte ale ceasului smart. Dar dacă aveți alte întrebări despre el, mă găsiți ca de fiecare dată în secțiunea de comentarii. Eu am fost Mișii, vă pup cu drag și abia aștept să ne revedem!